Dar ne întoarcem la Pas prin Alba, pe frecvențele Hit FM, e 13:36 de minute, alături de mine Țârlea Ștefan Vasile, zis Billy, cum îl cunosc prietenii, și Vasile Dumitru. Încă o dată salutare, prieteni, și bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Noi nu plecăm de aici. E prea bine să pleci de aici, nu? Bun, continuăm cu ceea ce înseamnă Sângindava din Cugil, cetatea dacică. Continuăm în sensul că în ultimul timp în Europa există un curent puternic de reconstituire a istoriei, în sensul de a aduce în prim plan straiele strămoșilor și faptele lor eroice. Evident că doar ne mândrim întotdeauna cu strămoșii și cu părinții noștri. Și în Cugir avem acest curent de reenactment, de refacere a istoriei, de readucere pe scenă, curent care are două componente, adică partea științifică, partea în care se încearcă urmărirea cât mai fidelă a dovezilor istorice. Avem organizația Dacii Sângindavei, condusă de Bogdan Suciu, inginer de la fabrica de armament, motociclist, cu un număr important de membri, în care se depun eforturi importante, serioase, pentru păstrarea exactității sau acurateții istorice. Și avem și Dacii Sângindavei, o grupare de oameni iubitori de istorie, iubitori de trecut, dar care nu țin neapărat să respecte istoria, ci mai repede să respecte sentimentul istoric, bucuria de a retrăi evenimentele trecute, bucuria de a aduce în prim plan faptul că acei oameni își iubeau țara, își iubeau pământurile, își iubeau familia și erau un popor puternic, un popor unit. Aș vrea să aduc în aminte evenimentul din 30 noiembrie anul trecut, 2018, focul dacic aprins pe cetatea Sângindavei, pe dealul cetății. Focul lupului alb. Focul lupului alb, da, așa se intitulează evenimentul. Și mi-aduc aminte că a avut o contribuție foarte importantă la realizarea acestui eveniment. Eveniment organizat de dacii liberi. Da. Pe cetatea Sângindavei, pe dealul cetății, au participat daci, așa zis daci, iubitori de daci, din foarte multe părți ale țării. Din Buzău, din București, din Timișoara, din mai multe localități din Alba, Uibărești. Din Brad, Uibărești. Sufletul acestei întâmplări, acestei minunății, intitulată Focul Lupului Alb, este Marcel Șerb din Uibărești, de lângă Brad. A venit și un lup alb de la Brașov. Chiar lup alb, adică un câine alb, da, care a jucat rolul și a jucat foarte bine. Da. Dacă vă uitați pe pagina Dacii Sângindavei, o să vedeți acolo niște filmări extraordinare, făcute și de Billy, făcute și de Haiducul Pădure, un român fantastic care trăiește în Olanda, care a venit special să fotografieze, să filmeze acest eveniment. Un eveniment născut așa din dorința, care o vedem tot mai frecventă, a unor persoane, da, zice, care locuiesc totuși în această, nu, da, această zonă, dar și pe teritoriul României, pentru că nu neapărat să fie din transit, mai așa am observat chiar și în Moldova, care dorința aceasta de descoperire de istorie, de a se simți daci, da, de a se simți, cum să vă spun eu, că undeva, că noi aici am fost de moși strămoși. Este o chestie foarte frumoasă, da, deosebită, care nu face, nu dăunează, nu face niciun rău, bănuiesc din potrivă. Categoric nu face niciun eu, rău. Eu, nefăcând parte, să, da, spunem, nicio organizație dacică, te-ai simțit atras, te-ai simțit bine văzând așa un eveniment. Am, da, dedicat în localul meu un colțișor, da, prin care am expus pe undeva, simbolic, da, are, nu am eu nici un obiect dacică, dacă aș avea, m-aș bucura enorm, dar vreau să zic, un costum național, să spunem așa, mai vechi, reproducerea unui scut dacic, niște elemente așa pe undeva să ne aducă aminte de înaintașii noștri, pentru că poate precis nimeni nu știe de precis cum se îmbrăcau și în ce perioadă, când, corect, au dominat dânsii. Pentru că și sunt sigur, absolut, cum era moda la noi, cum este la moda noastră, de se transformă, se, de la an la an,
vin alte culori, vin alt sistem de a ne îmbrăca, așa și deși au avut o evoluție, bănuiesc. Nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem că da. Și în portul dacic și în armamentul dacic da. Este o foarte mare influență celtică. Da. Celtii au dominat o perioadă, inclusiv această zonă. Da. Au rămas dacii statornici pentru că, așa cum spunea și Nichita Stănescu, noi suntem aici, născuți aici, vom muri, acest popor român, continuator al dacilor. Nu e o problemă asta. Dar asta nu înseamnă că nu, dacă, de ce purtăm blugi? Și eu și tu purtăm blugi. De ce? Păi dacă sunt ușor de purtat, buni și rezistenți. Acum nu-i purtai țar daci și groși din lână care te scalpină și care trebuie păstrați într-un mod deosebit. Asta nu înseamnă că mi-e rușine să pun în vitrină țarii dacici. Nu mi-e deloc rușine să mă mândresc cu tatăl meu, țăran simplu, da. Nu mi-e deloc rușine să mă mândresc cu dacii, care erau așa cum erau. Mult mai înapoiați decât romanii, credem noi, la ora actuală, după dovezile istorice. Nu știm mai mult. Poate că se va răsturna situația. Nu știm, să nu ne grăbim. Rezultatul culturilor mondiale, să spunem, de la generații anterioare, suntem noi. Exact. Noi suntem un produs al istoriei. Nu noi românii, eu vorbesc de noi umanitatea. Noi umanitatea. Care... Da, suntem un produs al istoriei. Pentru că să ne gândim puțin. Grecii au dominat lumea din punct de vedere al civilizației. S-au înălțat romanii. Deci pentru greci, romanii erau barbari. S-au înălțat romanii. I-au intitulat pe greci barbari. Grecii, romanii ne considerau pe noi barbari. Când au venit romanii în Dacia, pe timpul lui Traian, în cele două războaie a lui Traian, s-au comportat în Dacia ca niște barbari. Au tăiat, au spânzurat, au ucis. Bun, au fost și civilizatori. Au venit cu poduri, cu cetăți, cu înscrisuri, cu limbă, cu port, cu obiceiuri. Ok. Dar au fost barbari în comportament, au tăiat, pânzurat, jefuit, cărat tot dincolo. Și atunci, care este adevărul? E greu de spus. Este cel mai simplu este să ne lăsăm dominați sentimentalism. Să fim obiectivi și să fim conștienți că așa cum suntem acum, poate că este cea mai bună formă a evoluției. Cine știe, generația viitoare, sigur, vor considera că poate noi greșim sau Corect. Am gândit... Dar noi mergem încolo. Noi considerăm barbari, de exemplu, muștele sau șoarecii din ziua de azi, pentru că sunt barbari, domne, vin și da, avem, gândim raționamentul nostru, pentru că toți oamenii, este un lucru foarte important, nu contează de etnie, de cultură, suntem egali. În fața naturii suntem da. Identici. Apropo, am fost foarte criticați atunci la evenimentul Focul Lupului Alb, Focul Dacic, cum zic eu pe scurt, da. Pentru faptul că s-a purtat și tricolor pe lângă costumele dacice. Da, știți de ce? Știți de ce? Pentru că asta e o concluzie de-a mea personală. Corect, cine așa nu știe, cine nu știe vorbi românește are mari șanse să devină un critic literar. Deci, așa este lumea. Trebuie luate lucrurile în adevăratul sens. Omul ce vrea să reprezinte? Ce vrea să... Ce? Să spunem așa, muzica populară care vine interpretată de atâția interpreți de muzică populară la ora actuală, interpretează niște piese, este un fel de teatru prin care interpretează o muzică mai veche a înaintașilor noștri, dar doar o... nu specifică, eu cânt o piesă care se cânta acum, nu știu, eu port o ie sau port o da. Care se purta acum 500 de ani. Dar el de unde să știe cum era îmbrăcat un om acum 500 de ani? Da. Sau cuvintele să le pronunțe în același fel cum se pronunțe. Noi nici nu știm la ora actuală, când ne uităm la un film de daci cu romanii sau inclusiv fostele sau filmele care există de cele mai vechi timpuri, a, bine, nu vedem ceas la mână, nu-l vedem pe un dacă vorbește la telefon, e adevărat, pentru că încearcă într-un film să încearcă, inducă, da. Încearcă lumea să ne ducă în trecut. Da, dar, da, scuzați, ei cum de am văzut atâtea filme care chiar reprezentau dacii, sau să spunem așa, romanii, și romanii vorbeau engleză. Deci era filmul făcut în engleză. Bun. Păi ce, romanii vorbeau engleza sau? Deci, cine știe cum vorbeau, cum vorbeau dacii da. Pe vremuri? Într-un noi vorbim fel, românește. Într-un fel mă îndrepti către, să spunem, disputa, dialogul între cele două grupări, da. Adică cei care fac rinectime și cei care fac da. Poezie, bucurie, istorie trăită, da. Bucuria de a fi urmaș. pentru că rinectimentul vrea să fie totul absolut ca la carte.
Ori nu se poate, ar însemna ca să verificăm și de resupturile dacă sunt dacice, ceea ce nu se poate. E imposibil. Este ca și cum te-ar chema la toamna Singidavei, la toamna Cugireană, să participi la eveniment ca și dacii Singidavei și să nu vrei să se vadă blocurile. Păi n-ai ce să-i faci. Nu deci, avem cum. Asta este. Deci să nu fim absurzi, asta este ideea. Se promovează turism într-un fel de egală măsură, cum se promovează în anumite state, cum e Grecia antică, în Egiptul antic. Dar dacă vorbim cât de cât de un alt tip de turism în Africa, când mergem și descoperim un trip din Africa care fac dansuri reprezentative ale lor cu în jurul focului, îmbrăcați într-un sumar așa, bine, ei le reprezintă acum și oamenii vin fotografiază și, vai Doamne, au participat, cine știe ce, dar acum sute de ani, pentru că triburile respective sunt poate de mii de ani, nu de sute de ani, dar doar 50 de ani în urmă, poate ei nu dansau așa, sau poate da, nu erau îmbrăcați just, așa. Just. Da. Deci, de acord, absolut așa de acord. Și noi nu putem, în egală măsură, până nu vom descoperi mașina timpului, prin care să ne întoarcem în timp, să retrăim acele momente și după care să le reproducem mot-a-mo, cum au fost acum 2000 de ani pe când trăiau înaintașii noștri. Da. Pe cât s-ar chinui istoria și cu știința, totuși a ajuns destul de departe prin cercetările, să zicem așa, prin carbon, să datăm anumite obiecte, epoca respectivă. Vă dați seama că sunt obiecte sau oase care spun, măi, perioada între 2 milioane și 1 milion jumătate de ani. Deci vorbim de jumătate de milion de ani. Jumătate de milion. Vă dați seama că numai de la anul 0 până acum au trecut doar 2000 de ani. Deci, nu, da. Până ajunge la 1 milion sau 2 milioane de ani, e o epocă destul de mare. Îmi place ideea, pentru că revin la ce am auzit la Cătălin Borangic, doctorul în arheologie și istorie antică Cătălin Borangic, nu știu dacă sunt cuvintele lui, la el le-am auzit, care a spus clar, istoria categoric se va rescrie, nu înseamnă că se va schimba, dar vor apărea niște certitudini mult mai mari decât în trecut, pentru că 95% din dovezile arheologice importante sunt descoperite în ultimii 5-10 ani. Tehnologia este atât de avansată încât ne ajută foarte mult. Ceea ce știam noi, că a bătut în cuie despre Adam Clisi, acum îți dai seama că trebuie schimbat. Acolo sunt ruine mult mai vechi, de pe timpul pelasgilor, sau nu știu cum zici tu. Și atunci, tehnologia asta spațială, cartografierea spațială, GPS-urile, ne fac să vedem mult mai bine unde trebuie să umblăm, ce trebuie să urmărim și ce trebuie să... E foarte importantă știința la ora actuală. Da. O altă știre pe care am citit-o nu de mult, a bine, puțin timp în urmă, fiind vorba despre anumite descoperiri prin Grecia, să spunem așa, prin care aurul descoperit prin nu știu ce zone, proveniența aurului respectiv prin... l-a despărțit în mai multe elemente, că el provine totuși din munții clar, asta noștri. Este ușor de stabilit. De stabilit, deci da. Cine putea 100 de ani în urmă, când descopereai un obiect, să spunem așa, exact, de aur, să spui de unde provine aurul respectiv? Exact. Vă dați seama, la ora actuală... Da, și zona din care... și munții din care... Inclusiv în Troia, aurul care foloseau în vechea Troia, să spunem așa, era provenit din munții noștri apuseni. Proveniența aurului. Deci, automat, revenind la Singidava ca și zona, adică cu girul, tu vorbești de barul tău sau de localul tău. Da. Cum se numește? Ai voie să spui? Am voie. Turist Cafe. Turist Cafe din Cugir. Ile Caragiale numărul 3. Da. Este o cafenea, deci pe undeva și dumneavoastră ați ridicat-o la rang de capșa. Mă bucur pentru că chiar astăzi avem un alt eveniment. Da? Și care are și o latură istorică, evenimentul respectiv, de după amiază, de la orele 17. Mica Unire, da? Mica Unire, să spunem așa. Unirea principatelor. Legat de Cuza. Deci vom face... Ai menționat că la barul tău sunt și artefacte sau obiecte care aduc în discuție istoria dacică. Localul tău este de fapt un muzeu destinat turismului, pentru că tu ești un element principal în a promova, care dorește să promoveze turismul în zona noastră, asta m-am mirat și eu, nu este un oraș mic cu Giurul, sau mă rog, e pe gustul meu, micuț, liniștit, retras. Dar dacă
s-ar dezvolta turismul, dacă ar fi persoane cu inițiativă, e o zonă fabuloasă, fabuloasă. Avem acei mărgineni care trebuie neapărat vizitați, dar să nu depărtăm în Singidava. N-aș vrea să mă sune primarul și să-mi spună că nu știe ce să facă cu turiștii care vin acum, după promovarea noastră. Unde să cazăm în zona noastră. Domnilor, intervin și eu acum pe final. Domnul Cosmin, adică da? Da. Domnii sunt mai sus, noi suntem aici. Okay. Sunteți din Cugir, cumva, așa. Da, da, cumva cunosc eu Cugirul în mare parte. Să veniți pe la barul lui Billy, vă invit. Venim la Turist Cafe ori de câte ori sunt de ocazia. Bun, am fost la pas prin Alba și astăzi, pe frecvențele Hit FM, Vasile și Billy, ei au fost cei care v-au făcut curioși și au dezvăluit niște chestii interesante despre cetatea dacică Singidava de la Cugir. Cu siguranță, data viitoare, alte lucruri interesante la pas prin Alba și nu numai, și la Descoperă Lumea. Mulțumim! Mulțumim, la revedere! La revedere! Weekend minunat și ne auzim săptămâna viitoare. Tot Doamne ajută! Invitați de fală, numai bine, rămâneți pe frecvențele Hit FM. Weekend minunat tuturor!